Bine v-am găsit la emisiunea Bun Șef, locul unde învățăm împreună arta mesei. Invitatul meu din această săptămână, Sorin Mierlea, președintele InfoCons, Asociația Națională de Protecție a Consumatorilor, mă va ajuta să elucidăm o întrebare aparent simplă, și anume dacă știm ce conțin pastele făinoase pe care le consumăm noi. Pastele făinoase le consumăm spre deosebire de italieni, care, să spunem, sunt specialiști în domeniul acesta, și înainte de 1989, că mâncam macaroane, că mai luam fidea, că mai luam tot felul de astfel de tăiței, tot felul de produse. De multe ori cumpărăm cei mai ieftini. Asta este, să spunem, poate principalul criteriu după care putem să alegem. Din perspectiva coloranților și conservanților, numai studiul pe care l-am avem, peste 90% din produse nu conțin aditivi, coloranți, conservanți. Voi ați făcut un studiu pe 95 de produse, un studiu adică foarte larg. E foarte, foarte larg. Pe amplu din perspectiva acoperirii aproape a tot ceea ce înseamnă piața din România. În schimb, trebuie să fim foarte atenți aici și la termenul de valabilitate. Produsele, diferențele de prețuri între diferitele tipuri de branduri care se regăsesc, e adevărat, sunt și în componenta de marketing, dar cea mai mare componentă este a calității făinii. Calitatea făinii care intră în procesul de fabricație pe segmentul de paste, doi la mână, ce înseamnă această calitate a făinii din punct de vedere al termenului de uscare a lor, fiindcă unele se usucă foarte rapid, altele într-o uscare mai lentă și atunci savoarea, gustul, apar diferite diferențe. Când discutăm de făină de o calitate mai bună, înseamnă un grâu care nu este atât de erbicidat, atât de pesticizat. Doi la mână, discutăm de un grâu de calitate mai bună din punct de vedere al celor celebre nule. Da. Să fie grâu dur, să fie un grâu, da, exact. Și atunci, din această perspectivă, există pe piața din România, până la urmă, suficient de multe branduri și suficient de multe produse, în așa fel încât consumatorul să poată să-și aleagă din diferit. Dar aș vrea să fac o precizare. În momentul când facem paste, nu mâncăm doar paste simple. La aceste paste adăugăm un ketchup, adăugăm poate un sos de roșii, adăugăm puțin ulei de măsline și ar trebui să fim foarte atenți la ceea ce la rezultatul final. La rezultatul final, fiindcă nu mâncăm paste. Mâncăm paste cu tot felul de alte ingrediente care la sfârșit ne dau un gust. Multe dintre pastele care se regăsesc în piață conțin sare, așa că să fim foarte atenți la ceea ce înseamnă surplusul de sare pe care îl punem, mai ales când discutăm de copii, de cei de adolescenți. Suntem țara, din punct de vedere al Organizației Mondiale a Sănătății, care consumăm cel mai mult din perspectiva aceasta sării. Sarea aceasta nu înseamnă doar că reține apa sau că înseamnă, să spunem, un pas spre îngrășare, spre obezitate în segmentul copilor. Sarea înseamnă și probleme cardiace, sarea înseamnă destul de multe alte probleme, dar găsim în acest segment, să citim eticheta, nu înseamnă să luăm o pastă. 30% am văzut că nu au din studiul vostru, 30% din paste nu au alergenii trecuți pe... Aici este problema. În momentul în care discutăm de tot ceea ce înseamnă segmentul acesta al pastelor sau al elementelor făinoase, alergenii înseamnă, în primul rând, glutenul. Da, glutenul este un alergen care, din păcate, după 1989 a cunoscut o explozie din punct de vedere al problematicilor în rândul populației din România și mai ales a copiilor extrem de mare. De multe ori nici nu știu că sunt alergici la astfel de produse, se simt rău și au diferite alte și pentru acest lucru produsele din paste făinoase. Și când discutăm aici de paste, ar trebui neapărat să existe acest tip de informare. Doi la mână, multe din aceste produse pe anumite linii de fabricație poate să intre în anumite etape și să fi fost înainte și alte produse care au acest tip de alergen. Și este extrem de important să ne uităm pe produse, iar cele pe care nu conține sau nu are acest avertisment, mai bine să le lăsăm în raft. Oricum, concluzia e că, în general, pastele din piața noastră sunt destul de lipsite de euri. Sunt bune pentru consum, în general, lipsite de euri. Suntem o piață chiar bună dacă consumăm, să spunem, produse mai ieftine sau produse mai scumpe, depinde de gust, de posibilitate, dar să ne gândim la un singur lucru. Pasta făinoasă este un produs care este doar un ingredient pentru a ajunge un produs finit. Da. Și atunci, din această perspectivă, tot ceea ce înseamnă e o garnitură, hai să-i lor, exact. Și din această perspectivă e foarte important să ne uităm la etichetă, să fim foarte atenți, să cerem bonul fiscal, iar dacă avem orice suspiciune sau problemă, 021-9551. Numărul unic de protecție a consumatorului. Sorin, mulțumesc tare mult pentru informațiile utile. Dumneavoastră vă mulțumesc pentru atenție și ne vedem mâine la o nouă emisiune. Bun Șef!